Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce n-ai, mă, Zafiu? 5. La 45 de ani, mulțumesc, de când s-a născut domnul Zafiu, a venit viitorul și în frumosul oraș Galați. Ce aveți, mă, cu galațienii? Ce s-a întâmplat? Viitorul a venit la Galați sub forma primelor stații de încărcare a mașinilor electrice, dar ele, mașinile, s-au împiedicat de spiritul de inițiativă al meseriașilor care cine a lucrat aici. Cineva a lucrat acolo, da. După ce stațiile au fost montate, adică au venit, le-au descărcat, le-au aranjat, le-au montat, le-au pus acolo pe loc, pe locații, urma firește inaugurarea. Așa. Aici a fost, ăsta e momentul la care aș vrea să fi, să pot călători în timp și să particip. Mm. Când și-au dat seama că, adică când au greșit să nu facă inaugurarea la niște chestii care încă nu mergeau. Pentru că probabil că un cărcotaș a zis șeful, dar trebuie să și meargă. Și șeful, într-un moment de slăbiciune, a zis bine, să și meargă. Lucru care nu se întâmplă deocamdată, adică nu s-a întâmplat până acum în România. S-au inaugurat foarte multe lucruri care nu funcționau. De ce oare aici? Bun. Și asta a fost un cărcotaș fără viziune electorală. A zis că ar trebui verificat dacă ele și încarcă, așa cum scrie în prospect, și de aici dandanaua, pentru că stațiile de încărcare nou-nouțe nu încarcă nimic, deoarece ele nu pot încărca. De ce? Țineți-vă bine, explică însuși primarul orașului, domnul Ionuț Puceanu, la postul de radio Pro Lider FM. Bună dimineața, Ema Turcu. Neața, Ema, da. Citez. Am să fiu, zice domnul primar, am să fiu de o sinceritate nedemnă de un om politic și de administrație. Ha? Aici m-am oprit. Asta e începutul explicației dânsului. Cum adică o sinceritate nedemnă de un om politic? Aici mi se pare că e a greșit paradigma. Adică, nu știu, trăim... Cum adică sinceritate nedemnă de un om politic? Se, chiar se presupune prin definiție că toți spun numai și numai minciuni întotdeauna și atunci când greșești și spui adevărul, frate, ți-e rușine de ceilalți colegi? Răspunsul este da. Da. Ce-ai făcut? Mai fost sincer? Aoleu, ce prost ești. E ca la ghice și călătorești, da. Nu e prost, nedemn. Nedemn, da. Bun, iată cum continuă domnul Ionuț Puceanu. Zice, citesc din nou, pentru că au fost primele montate în Galați, așa, stațiile de încărcare, uh-huh, înțelegi, și nimeni nu a știut care, cum și cu ce se mănâncă. După ce le-am dat la electrica, ne-am lovit de o altă problemă. După ce au fost montate aparatele, cutiile în care au venit aceste dispozitive au fost aruncate. În aceste cutii erau însă și codurile de activare, pentru fiecare parte. Aceste coduri de activare au dispărut odată cu cutiile, pentru că n-a știut nimeni, fiind primele, că odată montat și băgat cablul în el, ai nevoie de cod de activare. Pentru că ce bărbat citește prospectul? Niciun bărbat. Ai primit așa un obiect, dă-l încolo de prospect. Arunci cutia. Da, arunci cutia, prospectul tot. Hai să vedem acum. Scoți șurubelnița și patentul. Da, cum funcționează? Da, da. Așa am pățit eu cu mașina de spălat vase. Am aflat după vreo 7 ani. Așa? Cum funcționează alte programe decât la automat. Da. Da, și am luat cartea într-o zi. Eu nu mai știu ce... Aveam ceva neregulă și m-am uitat în gaz, zic că uite ce fac butoanele astea. Eu la început am pus-o pe auto, am văzut că funcționează corect, zic că de-aia zic, dar Oana te-a întrebat, tu ai aranjat acolo, ai nu, verificat, dacă nu știu, da, asta zic, și Oana, dar de ce arunci prospect, n-ai tu treabă, da, eu mă ocup. Ce poate să fie? Apeși pe butonul verde, pornește. Ce-ți mă trebuie? A mers automată. Așa și asta. Și de fapt, mașina ta spală mai mult de 30 de minute, a? Nu, tocmai că așa am descoperit programul ăla scurt. Ah, am care și un program mai scurt. Da, te-o puneai de azi pe mâine să spele, nu? O puneam pe auto. Și pe auto, nu știu, spăla două ore. Spălate mâini. Asta a fost, se speră că... Zice, iubito, s-au subția farfâile. Să știi că... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.